Bună tuturor, sunt Adriana Paic și vă invit să urmăriți podcastul Fierasmus Plus. Alături de mine o am astăzi pe Adriana Petrescu, reprezentanta biroului Erasmus din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați. Vorbim așadar despre înscrierea efectivă, oportunități, alegeri și costurile acestei experiențe de studii, dar bineînțeles și multe altele. Bun venit, Adriana! Mulțumesc foarte frumos! Bună! Bine te-am găsit! Ce să zic? Sunt Adriana Petrescu, sunt încântată să fiu aici, sper să nu am emoții și haide să-i facem pe studenții noștri să fie mai curioși în legătură cu programul Erasmus. Pentru început, ce este acest program Erasmus Plus? Este un program al Uniunii Europene care sprijină sportul, educația, formarea, tineretul în Europa. Prin programul Erasmus, studenții Universității Dunărea de Jos din Galați pot beneficia de mobilități de studii sau de practică, în urma cărora dobândesc competențe interculturale, lingvistice, comunicaționale, care constituie avantaje nete. Cum putem beneficia de această mobilitate de studii sau de practică? Pentru a beneficia de o astfel de mobilitate, este obligatoriu ca fiecare student să participe la selecțiile Erasmus, ce au loc la nivel de universitate. Acestea se desfășoară în două sesiuni. Prima sesiune este în cursul lunilor februarie-martie ale fiecărui an, iar cea de-a doua sesiune, care este suplimentară, de regulă ea se organizează în momentul în care avem fonduri suplimentare, va avea loc în perioada octombrie-noiembrie și va viza mobilitățile pentru semestrul 2. De câte mobilități Erasmus Plus pot beneficia studenții? Studenții pot beneficia de 12 luni de mobilitate Erasmus per ciclul de studii, pe licență masterat-doctorat. Fac excepție studenții de la medicină dentară și generală, care au 24 de luni de mobilitate. Practic, fiecare student își poate împărți aceste mobilități cum își dorește, respectând perioada minimă și maximă obligatorie pentru a fi o mobilitate. Și deci, care este perioada minimă? Perioada minimă este de 2 luni. Perioada maximă 12 sau 24, dar ele pot fi împărțite pe semestre, de exemplu, mă pot duce un semestru, mă pot duce un an întreg sau mă pot duce într-o mobilitate de practică pe perioada verii de 2 luni și așa mai departe, fiecare după cum dorește. Care sunt condițiile pentru a fi considerat eligibil pentru participare? Pentru a fi considerat eligibil, trebuie să fie studentul universității noastre, bineînțeles, înmatriculat la unul dintre cele 3 cicluri, la formă de învățământ cu frecvență, să nu fie debitor al universității, să aibă rezultate academice bune și foarte bune și să nu fie depășit perioada maximă de mobilitate Erasmus. Se pot înscrie și cei care nu mai sunt studenții noștri, UDJG? Da, bineînțeles. Practic, toți studenții care nu au beneficiat de mobilitățile Erasmus pe parcursul ciclului de studii se pot înscrie la ultima selecție în care ei încă mai au statutul de student al universității și pot beneficia de mobilitate de practică cu statut de proaspăt absolvent și se pot pleca efectiv în mobilitate în termen de 12 luni din momentul susținerii ultimului examen cu succes. Adică fără să fie susținută lucrarea de licență, dizertație sau teza de doctorat. Iată că este posibil. Da. Pentru o mobilitate de studii, ce trebuie să ia în considerare studenții? Ce este important ca ei să știe? Cel mai important lucru este existența unui acord interinstituțional între UDJG și o universitate parteneră, limba de predare din cadrul universității partenere și, bineînțeles, costurile de cazare și de subsistență din țara respectivă, adică să se orienteze, să vadă că își poate permite totuși să stea acolo un semestru sau un an. Mai ales că ei beneficiază și de o bursă, nu-i așa? Da. Care este cuantumul acestei burse? Pentru mobilitățile de lungă durată, ele sunt formate dintr-un grant de subsistență, care diferă în funcție de țara și de tipul mobilității și poate fi între 606 și 824 de euro pe lună, și de grant de transport, care acesta este în funcție de banda de distanță între locul de destinație și cel de, de origine și cel de destinație, și grantul poate fi între 56 și 1735 de euro. Asta este o noutate, că până acum studenții nu primeau un astfel de grant de transport. Și totuși este acoperă acest grant toate condițiile necesare traiului? Da, e o întrebare interesantă. Practic, răspunsul este diferit în funcție de modul de trai al fiecărui student.
Din feedback-urile beneficiarilor am constatat că grantul Erasmus acoperă un procent de 75% cheltuielile efectuate cu mobilitatea, iar diferența a fost pusă din fonduri proprii. Iată și o teamă a studenților. Când ne întoarcem din mobilitate, ne vor fi recunoscute examenele? Bineînțeles, da. Universitatea are regulamentul propriu de recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasamente efectuate în cadrul mobilităților Erasmus și recunoașterea este integrală, adică se recunosc toate creditele. Iar în cazul în care avem restanțe, se procedează? Practic, în momentul în care un student se întoarce din mobilitate și are restanțe, se recunosc toate creditele examenelor susținute cu succes și în momentul în care există un număr de credite mai mic decât cel agreat în contractul de studii, pentru că în cadrul universității noastre avem 30 de credite per semestru. Dacă studentul se întoarce cu 25, comisia de la nivelul facultății le va recunoaște pe toate, bineînțeles, va fi recunoaștere integrală, iar pentru diferență va decide la ce va susține restanța. Restanța pe care o susține în cadrul facultății lui de aici. Bineînțeles. Iar pentru cei interesați în încheiere, interesați de burse sau de mobilitate în general, unde mai pot găsi ei informații? Toate informațiile sunt postate pe site-ul universității noastre, pe www.ugal.ro, la secțiunea Relații Internaționale, programul Erasmus+, și putem vorbi față în față, fizic, la biroul Erasmus. Acesta este situat în sediul administrativ al Universității Dunărea de Jos din Galați, pe strada Domnească 47. Și în curând o să fim pe rețelele de socializare. Au fost niște hiccup-uri, dar ne întoarcem cu forțe proaspete, că suntem puțin în reorganizare. Foarte bine de știut. Atât pentru azi. Mulțumesc pentru prezența ta, Adriana, și te mai așteptăm aici. Sper că v-am inspirat și v-am trezit și vouă interesul să vă înscrieți la Erasmus+. Eu am fost Adriana Paic, pe data viitoare!